Jumătatea postului mare a fost marcată la biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Dudu prin Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, care a explicat de ce Sfinții Părinți au închinat această duminică Sfintei Cruci. Cinstirea Sfintei Cruci, așezată la jumătatea postului celui mare, are o semnificație duhovnicească în viața noastră, și anume ca poposind puțin la umbra Sfintei Cruci, primind prin harul Sfintei Cruci putere să ducem mai departe călătoria postului. Și pentru a înțelege aceasta, folosesc Sfinții Părinți o asemănare cu viața noastră obișnuită. Așa precum un călător care are de făcut o cale lungă, obosit de lungimea drumului și de osteneala călătoriei, ajunge la o fântână, la o troiță și poposește câteva clipe, adăpându-se cu apa răcoritoare a acelei fântâni și odihnindu-se la umbra vreunui copac, pentru ca apoi să-și continue călătoria și să ajungă la țelul pe care și l-a propus. Tot așa și noi, duhovnicește, după osteneala celor 3 săptămâni de post, poposim la picioarele Mântuitorului Hristos, răstignit pe Sfânta Cruce, ne odihnim duhovnicește puțin și pornim mai departe, întăriți, odihniți, pentru a duce și cealaltă osteneală apostului până la sfârșit. Biserica parohială a fost zidită în anul 1952, iar în anul 1996 a fost consolidată și repictată.